Dana Roba are probleme cu fosta partenera lui Benny, tatăl copiilor săi. Se pare că fosta partenera lui Benny nu este încântată de relația lui cu Dana și a început să creeze probleme. Dana și Benny, amândoi cu copii din căsătorii anterioare, au reluat o veche poveste de dragoste și vor să formeze o familie împreună. Totuși, fosta soție a lui Benny nu este de acord cu această situație. Conflictul a început când fosta soție a lui Benny a decis să se despartă de el pentru a fi cu un alt bărbat. Ea, temându-se că copiii ei s-ar putea atașa de Dana, a început să influențeze negativ împotriva ei. Ca rezultat, copiii lui Benny nu mai doresc să petreacă timp cu Dana și cu fiicele sale. Această situație a creat tensiune între Dana și fosta partenera lui Benny. Fosta partenera lui Benny se temea că Dana Roba ar încerca să câștige afecțiunea copiilor prin cumpărarea de cadouri. Dana a menționat într-o emisiune TV că fosta soție a lui Benny le-a spus copiilor lucruri rele despre ea, ceea ce a dus la distanțarea acestora de Dana. Copiii lui Benny au început să se comporte ciudat și s-au îndepărtat de Dana. Într-o zi, Dana a întrebat-o pe fiica lui Benny de ce se poartă diferit și a aflat că mama ei a spus lucruri urâte despre Dana. Încercând să rămână calmă, Dana i-a spus fetiței să-i transmită mamei sale că ea și fiicele sale o iubesc și că Dana îl iubește mult pe tatăl ei. Fiica lui Benny i-a spus Danei că i-a mărturisit mamei sale adevărul despre cum se simte când este în preajma Danei și fiicelor sale. Fiica lui Benny a confirmat că i-a spus mamei sale că se simte bine în prezența Danei și a fiicelor ei, Chantal și Celine. Ea a povestit mamei că toate se joacă frumos împreună. Nu după mult timp, o știre a apărut despre ce i-a spus Dana fetiței, ceea ce a determinat o reacție puternică din partea fostei soții a lui Benny. Aceasta i-a spus lui Benny că nu vrea să fie menționată în presă din cauza relației lor. Dana Roba, văzând cum evoluează situația, a decis să răspundă printr-un mesaj vocal trimis fostei soții a lui Benny. În acest mesaj, Dana a criticat dur modul de exprimare al femeii, menționând că aceasta are un vocabular limitat.